ieri, am fost citat prin telefon să vin astăzi la 15:00 la Procuratura Anticorupție. Am fost citat de procurorul Nadejda Busuioc. Ei cu Busuioc îmi merge la citații. De la Busuioc am avut citații acum câțiva ani pe dosarul Gorbunțov la Picecox. Nu mi s-a spus care este motivul, despre ce vom discuta, dar bănuiesc că merge vorba de raportul, de publicarea anexei 2 și 3 din raportul Kroll și vom vedea ce va fi, știți cum, adică eu admit că pot fi surprize, dar în același timp nu prea, că știți cum, adică mult s-au mai schimbat la noi în ultimele luni și eu sper că va fi totul ok, sunt gata să colaborez cu ancheta. Nu știu care vor fi întrebările, ce ține de raportul Kroll, de publicarea raportului Kroll. Sunt gata să dau toate explicații, dar mai mult aș dori să discut cu dumneiei sau cu procurorii care vor fi, care se ocupă de, în general, de furtul miliardului, că dacă nu vreți să, nu a fost dispusă să discute cu mine comisia parlamentară care se ocupă cu ancheta, adică ai discut cu toți, le doresc succesul lor. O să cer și o întrevedere cu noul procuror general interimar, că deoarece săptămâna viitoare, deci o să fie punctul luată decizia finală, adică nu, nu-i corect, decizia finală am luat-o, dar deja vor începe unele acțiuni de investigații. Deci ce ține de persoanele implicate în furtul miliardului, primul plahotniuc, restul merg după ei, știți cum, adică trebuie să începem de la tată, cum s-ar zice, da? Care a organizat totul, care a protejat Pișor și toată lumea. De asta vom vedea ce vor face ei, eu știu ce voi face eu. Ceea ce ține de securitatea națională și de interes public, rezultatele vor fi publicate, deci sunt implicați mai mulți detectivi din mai multe state. Întâlnirea finală are săptămâna viitoare loc, undeva în UES, special ne întâlnim în afara țării, cam și aici să încep filajuri, să vadă de care sunt detectivi, din ce state și așa mai departe. Începe o perioadă interesantă. Acum merg să văd ce vor spune, ce vor dori. Ascultați, eu v-am spus sincer și dumneavoastră ați le spun și lor. Adică nu este o diferență între informația care vă comunic dumneavoastră și la procurori. Chiar altceva. Eu mai degrabă comunic o informație mass media în care am mai mult încredere decât în, în organele, în organele dar de stat. Dar nu ne-ați spus numele, ați spus cineva, că de undeva. Ați mai invite una blondă de-a voastră la vreo emisiune la ProTV și acolo îți discutăm în detalii. Bun? În exclusivitate. De ce nu ne spuneți? Merg la procurori, văd că durează și după asta. Pentru că uvidimse.